Hei, guys! Bine v-am regăsit ieri la un nou video. Bineînțeles. Cu ocazia de Sfintele Paști, vreau să vă urez un Paște fericit. Paște fericit tuturor și Hristos a înviat. Și aici suntem cu Nicolas. Nicolas, ia uite. Ah, fă cu mâna. Fă-și cu mâna. Nu vrei să faci bine? Hai. Nu, nu, fii morocan. De pe ce s-a trezit din somn? E puțin somn morocanos. Ia uite. Îți aprindem ursulețul. Ia aprins ursulețul. Oh. Ok. Și astăzi, după cum vedeți, facem un challenge. Mai degrabă ar trebui să iasă o farsă. Ok. Eu vreau ca să iasă o farsă. Și chiar vreau ca să o fac deoarece am puține emoții că, de fapt, mi-e frică că dacă fac vreun pas greșit și nu o să iasă, nu vreau ca să strig nimica. Să vedeți cum stă în felul... A, vrei și tu. Ok. Numai un pic să-l iau și pe el că, na, e invidios că nu-l iau într-un fel. Ah. Ia uitați, cine e aici? Nicolas? Da? Ai și tu freză, mă. Ok, vrei asta? Yes. Ok, să vedeți. Eu l-am convins pe unchiul meu să facem un challenge împreună. Mai degrabă un battlefield cu provocări. A treia parte, cum să zice. Dar asta ar trebui să iasă o farsă făcută lui. Deși el nu știe asta. El nu iese acasă. Și o să am timp să fac și o să vă explic și ce o să ce farsă o să-i fac. Și scuzați-mă pentru că nu am ținut de promisiune duminica trecută deoarece nu am avut timp și eu am vrut ca să vă fac o bucurie chiar de Paști, să vă zic și un Paște fericit și așa. Și în episodul anterior care l-am postat cu mama Amna, v-am spus că o să fac videoclipuri cu Nicolas și nu m-am ținut de promisiune și vă spun și de ce, deoarece eu când filmez după ce vin de la școală, el pleacă cu mama în parc la plimbare și nu am cum să filmez cu el. Acum când o să fiu acasă, o să filmez mult cu el, ok? Așa. Și o să vă zic și ce farsă o să-i fac unchiul meu azi. O să la provocări, la sticle, o să-i pun trei provocări. Una, de exemplu, nu știu, să mănânce ceva dulce. Lui nu-i prea plac dulciuri și o să-i pun să nu bea apă până la sfârșitul challenge-ului. A doua, o să-i pun o ceară depilatoare. Ok. Bandă depilatoare, așa, ceară, ok, și o să-i pun pe picior sau unde, o să vedem noi. Și ultima o să-i dăm porumb cu chili, un porumb cop la pungă, ceva de genul. Și pe el o să-l iut atunci și o să-i dau, într-un fel o să-i dau suc. Și în suc o să pun, nu știu, pastă de dinți, sare și după o să înceară apă, că vadă că este sărat așa. Și o să înceară apă și în apă o să pun oțet. Ok? Și sper să iasă farsa asta. Și dacă vă place farsele astea, puteți să apăsați acolo butonul de like. Și Nicolas este foarte bucuros că o să facem o farsă, bineînțeles. Da, și el este foarte bucuros. Ok? Și ce să vă zic? Să aveți un Paște fericit și împlinit. Ok? Și ce să vă zic? Să vă uitați până la capăt, să vedeți cum o să fie, ok? Deci, o să ne vedem, să zic, peste jumătate de oră, deoarece el încă nu a venit acasă și o să ne vedem după, ok? A revenit, eu, între timp cât să-i fac farsa unchiului meu, eu am fost plecată cu Nicolas în parc, la restaurant aici și eu acum mă întorc, sunt singură deoarece părinții mei am rămas un pic acolo și acum mă duc să pregătesc lucrurile
pentru că unchiul meu a plecat un pic iar de acasă, dar se întoarce foarte repede. Și acum mă duc și o să fac, după cum vedeți, afară. O să înceapă să se întunece pentru că la noi este ora, stați-mi pe, este ora 8, fără 4 minute, că o să postez pe la vreo 10, s-ar putea. Sper să-mi iasă farsa și am o bănuială că unchiul meu presimte ceva, dar nu sunt sigură, deoarece l-am întrebat unde se duce și a spus că se duce puțin să se plimbe și se întoarce înapoi, dar se întoarce foarte repede, pentru că i-am spus că trebuie să facem asta. Și oricum ne vedem acasă ca să vă arăt ce punem, cum punem, în ce punem și ne vedem. Am ajuns acasă. După cum vedeți, afară s-a cam înoptat. Nu știu cum să vă arăt. Dar nu mai este așa de zi. Ok, eu pregătesc repede pentru că nu vreau ca să o vadă nimeni această farsă. Ok. Vedeți? Aici am, pe bune, am, nu știu cum să... Aici este oțet, aici este sare, ok? Aici este sticlă de apă. Nu, un pic să o mai gălesc. Ok, trebuie să punem repede asta. Ok, să punem tot. L-am pus. Îl amestecăm și asta să-l ducem. Deja, vedeți? Ok. Ok, unchiul meu a venit și acum o să merg să pregătesc sucul cu sarea. Apa este aici. O să vă arăt cum se face cu oțetul ăla, ca să nu ziceți că vă mint. Chiar este oțet înăuntru și o să vedeți reacția lui. Și uitați sucul aici. Fanta de... ce mă? Ok, o ne vedem la bucătărie cu sare. Ok, suntem la, la bucătărie. Uitați, aici este apa cu oțetul. Priviți ce fel se face. Este oțet înăuntru. Ok, în asta, o să pun sare. Nu, bine. Uitați, sare. Ok, și să desfac. Fiți atenți ce reacție a avut. A dat pe afară. Trebuie să șterg. Scuzați, revine sucul s-a ciduat și a curs pe jos. O să iau un pic de hârtie, ce nici nu să mă șerg. Și o să încerc că mi-ar să punem fără. Deci ați văzut ce reacție a avut. Stați un pic, o să pun într-un fel, nu știu. Încă mi-a venit living. Nu, de, nu, a plecat de acolo. Să lăsăm camera lui. Uitați. Aici este sarea. Ok? Să ne pregătim să mergem în cameră. Strângem de aici.
ne vedem în cameră. Ok. Hey guys, azi suntem cu unchiul meu, de fapt e seara, dar mă rog, nu contează. Așa, și azi o să facem Battlefield Challenge cu provocări. Și cu bebe, este aici. Ok, Battlefield Challenge partea a treia, cu provocări, bineînțeles. Și hai să-i dăm bătaie. Înainte ca să începem cealaltă video, trebuie să dați un mare, mare like. Ok, hai să dăm bătaie. Ok, astea sunt sticle. Asta e a lui și asta este a mea. Eu am doar 3 încercări. Din 3 încercări trebuie să cadă în picioare. Dacă a mea cade în picioare, da. Dacă a mea cade în picioare, tu o să iei pedeapsa de aici. Și pedeapsa? Păi este o pedeapsă. Și dacă a ta cade în picioare, o să iau pedeapsa de la el, o să iau la mine. Ok? Hai să vedem. Tu ai 6 încercări, că tu nu prea poți să dai. Ok, hai să vedem. Aba nu, dacă nu cade în picioare, dacă nu cade în picioare, nu o să fac provocarea ta. Știu, hai, te rog eu să cadă. Bine! Tu trebuie să faci provocarea mea. Aoleu, că nu-mi place mie. Da? Da. Fac și o pată să mă... Stau okay. Cu provocările. Aoleu, trebuie să faci ceva. Stai așa un pic. Ok, uitați, să mănânce sare un pic, dacă eu se aduc acum. Ok, am adus aici sare, nu știu cum să vă arăt, dar este sare, să nu vărs, așa, este sare. Ok, acum o să o dau, vină puțin jos, doar trebuie să o țină în gură, nu să o mănânce, trebuie să o țină în gură. Eu. Haide, vino. Bună, mai puțin nu puteai să pui și tu, ai pus o tonă de sare. Unde? Nu, că e puțină. Mai bine îmi puneai cu zahăr. Hai, bine, gata, hai, iau. Iau. Stai, stai un pic să văd aici camera, stai. Fede, stai așa, stai. Nu. Ce vrei? Stai mai ușor. Ia, fede, ia, salută mai sarea. Ok, gata. Ia, hai. 5 secunde, 5 secunde, hai. Ia, 1, 2, 3, 4, 5. Ai mâncat-o? Ok. Mi se va? Ok. Tu îți mi-a sucat acum. Ok. Ok, revenim. Ok, este rândul lui unchiului meu. Una, stai, nu! Stai, încă n-am început, stați un pic. Are 6 încercări. Hai. Ok, hai. Una, s-a dus. Două, nu, stai așa un pic. Hai, mai la. Trei, ce s-au dus. Mergeți prea mult de azi. Patru, mai ce mână, mai ce. Cinci, asta e mă, bă. Stai, m-am băgat. Nu, fii atent, mă, uite așa se dă, fii atent, încet, uite așa. Vezi, asta e ultima încercare, vezi că dacă... Vezi... Vezi, trebuie să faci provocarea. Hai, nu mai fac mică la asta. Cum? Nu faci provocarea? Nu faci provocarea? Nu, mă, nu mai fac. De ce? Păi... Hai, dă-mi o gamă de sare. A? Fiți atenți, era provocare, era să meargă în genunchi. Da, da, în genunchi, stați un pic, fiți atenți. Provocarea este să meargă în genunchi, ia fiți atenți, aici, în genunchi, genunchi, aici. Au greșit, dar mă rog, uite, trebuie să mergi până la ușă și înapoi. Ok. Vedeți? Hai și înapoi. Și mă pune ce o să zică că n-are minte. Da, nu. Așa, gata. Ok. Următoarea provocare trebuie să vină de la mine. Ok? Ia să vedem. Ok. Ok, nu vă arăt provocarea. O să o bag aici la mine. Ok. Să-ți provocarea. Aici este provocarea. Dacă eu pierd, trebuie să o fac eu. Dacă eu o pun, el trebuie să facă el. Ok? Hai să vedem. Hai. Hai, dormi, Elie. Una,
Pe urmă, dă-i. Două. Trebuie să fac asta, nu te cred. Ce să fac? Trebuie să fac provocarea asta. Ca. Ia, fii atent. Ia să vezi ce asta am. Ia, fiți atenți. Ce scrie aici? Bandă depilatoare. Trebuie să-mi pun o bandă neapceară pe picior. Bă! De sus, mă. Fiți atenți, trebuie să mă duc să aduc bandă depilatoare. O secundă. Ok, acela am adus bandă depilatoare. Trebuie să fac acum. Gorgo, vrei și tu una? Să facem amândoi? Ok. Hai. O, nu te cred. Nu, bă, nu. Te rog frumos. Nicu, te vezi în cameră. Ok, așa. Deci acum trebuie să fac bandă depilatoare, să moaie. Și după trebuie să-mi pun pe picior. A, n-am păr pe picior, dar am puf și mă doare. Ea trebuie să se moaie. Așa am înțeles. Aoleu, frățul tău, o să doar Gorgo, vrei și tu? O să fii tare. Așa. Ok. Să vedem acum, deja s-a muiat. A, sunt două, măi. A, astea se dizlipeze și una pe o parte, una pe o parte. Adică trebuie să le fac pe amândouă? A, frate, am crezut că are una. Nu e corect. Să le pic jos. Ok. O să le pun aici pe picior, nu te cred. Ia. Ia, uitați, bă, mi-a lipit asta. Mamă, te cred. Bă, asta s-a lipit. Ești prost? S-a lipit asta jos. Trebuie să iau după. Ok, trebuie să... Bă, ok. Acum trebuie să-mi iau, nu? Probabil. Mi-e milă că eu... Trebuia lui să-i cadă, dar mie nu mi-a căzut sticla în picioare. Trebuia ție să-ți cadă asta, dar... Mă rog, acum hai. Da. Doare. Mi-o trageți și... mai cineva? Mai mult, trageți. Mama mea, mi-a luat purișul. Apa nu, mă, nu mi l-a luat ca lumea. Mai trebuia. Dar uitați, e... Nu știu că o să focuseze asta, dar... Are păr pe ea. Ok, o să mi-o pun și pe cealaltă. Două, băi. Da, mi-o pun pe mână, că am păr pe mână. Așa că se vede, am păr pe mână. Mama mea. Ce m-a pus mai să o pun pe mână? Ce trebuie? Fraților, nu știu de ce, dar cred că am impresia că o să plâng. Ok. Ok, o să mă ajute cineva ca să pot să mă dezlipesc. Dar nu tare, nu tare. Tare? Așa? Nu înțeleg. Ah, să mai fac. Ok. Da, o să mă ajute, dar cred că nu o să aibă milă, pentru că o să tragă tare. Poți să te ajut puțin mai încerc ca să se înțeleagă și eu ce zic aici? Deci am păr, nu știu că se observă, dar am păr. E puțin, dar mamă, deci o să mă opriști pe mine. Și acum, fiți atenți. Că mi-e frică, că... Deci, fiți... Părul... Băi, nu știu cum să vă arăt, băi. Fiți atenți. Nu știu că se vede, cum naiba să fac, să... Vă arăt. Habar n-am, dar... Mi-a luat părul de pe mână. Ia uitați. Uitați că s-a prins un cadru așa. Au, mama mea. Părul meu. Au. Gorgo, vrei și tu una? Ei, ce faci, măi, iute? Ia uitați. Ia, stai, măi. Ia, ce? Nu, un pic. Ia uite acum. Ok, am venit, e rândul unchiului meu. Are 6 încercări, așteaptă. I-am... Nu, nici eu nu ne-am curățat pe mânt, pentru că și el s-a pus bandă depilatoare și el și eu. Și acum are 6 încercări. Hai. Nu te cred, trebuie să fac provocare. Bă, dude. A pus-o din prima. Stai mă, ce faci? Mai încerc o dată? A pus-o, trebuie mă să o lua să vadă și care. Bă, gata, trebuie să fac provocare. Vino cu ala, pepe. Hai să vedem ce provocare este. Fiți atenți. Provocare este aici, o scoatem frumușel. Wow! Să beau un pahar mare, mare, de apă, plin. Ok, mă duc să iau paharul cu apă și mă întorc.
Deci, ăsta este paharul cel mare, dar e cel mai mare. Nu știu dacă puteți să observați cât de mare este, dar e destul de mare. Unchi nu, nu știu dacă s-a gândit înainte dacă pot să-l beau, dar hai să vedem dacă pot să-l beau pe tot. Ok, hai. Fac mâna. Pagă, bea jumate. Am băut jumate, mai beau încă jumate. Ouleu! Mamă, cât de rece era! Aoleu, m-am umflat în burtă! Ce să zic? O provocare destul de grea, nu, nu. Ok, trecem la următoarea provocare. Ok, următoarea provocare este de la mine pentru unchiul meu. Așa, și el trebuie să pună asta acum din 5 încercări. Într-un fel din 5-4, așa. Să zicem din 4-5, așa. Și hai să vedem dacă o pune. Asta este de farsă, să vedeți acum. Ok, trebuie să pui asta în picioare din 5 încercări, acum. Ok, trebuie să dau asta mai la o parte. Stai, măi, și tu, din bocule. Ok. Așa. Wow. Nu mai pune așa pe el. Ei, că las. Hai, Gorgo, vino aici. Ok. Deci, ai 4 încercări, să vedem acum. N-am pus-o din prima. A pus-o ea din prima. Ok, este în picioare, ce să zic. N-am nimic de comentat, este în picioare. Trebuie să... Ia-l pe Nicolas puțin. Ia-o, că nu înțelege ce știu, papă. Ok. Așa. Să mănânc o lămâie, o jumătate de lămâie, nu, adică să iau în gură. Lămâie. Mă duc să iau lămâie, bineînțeles. Ok. Aici am lămâie și un cuțit și să o tăiem. Ok, am tăiat asta și trebuie să mănânc. Ok, o să mănânc. Fără coajă, da? Fără coajă. Ok. Ce vrei tu, mamă? Ce faci? Bine lacrimile și e atât de acre, încât nu mi-a venit să cred. Ok, nici apă n-am băut, nici asta. Acum este rândul unchiului meu, are doar 2 încercări. Ce mai ai, mă, cum asta? Ultima, asta e ultima sticlă care trebuie să o facă. Și acum, ok, trebuie să te pui jos. Pute jos aici. Pute jos. Ce mai fac? Mă, vină mai aproape ca să poată să vadă sticla când cade. Ok. Deci 2 încercări are. 2. 2 încercări, hai. Ia, ce faci? Ai, nu te cred. Ok, trebuie să... Ok, stai, hai să vedem. Desleau și pe sedic. Unde mai sunt și elante? Așa. Aoleu, nu te cred. Deci am mâncat lămâia. Am mâncat lămâia. Felia aia de lămâie. Și acum iar provocare.
Ok, hai să vedem. Da. Ce mai ai, bă? Sare. Ce sare? Ok. Sare. Trebuie să mănânc și eu la fel ca el, sare. Ok, mă duc. Ok, am primit și eu aceeași pedeapsă cu sare. Așa, și acum trebuie să mănânc. Ok, are sarea, gura mea, așa. Ok. E nasol și sarea și lămâia. Pentru că mi-ai dat-o pe seamță, trebuie să mai faci una. Nu, tu trebuie să dai. Mă, tu trebuie să dai. Ce să dau? Cu sticla. Acum ai o singură încercare. Dacă scade bine. Acum nu, hai. Stai să băgăm pedeapsa. Ok. Acum el mai are o provocare. Deci dacă i-a căzut așa din prima. Ok. Dacă i-a căzut așa din prima. Faci provocarea. Ok? Haide, vină cu așa. Haide. Haide, lasă telefonul. Ok, vină jos. Să vedem. Era sub asta. Da. Ok, hai. Trebuie să scadă. Acum trebuie să dai de două ori. Din trei încercări. Hai. Una. Ai din trei încercări. Păi am pus hai. Unul. Două, ți-a dus. Hai acum. A, trebuie să faci provocare. Hai mă, că am pus-o din prima zi, mă. Bă, ai pus-o, ai pus-o, dar n-ai putere, ți-am zis. Ai două să dai în picioare. Hai să vedem că oricum. Hai să vedem ce pedeapsă. A, wow, ce pedeapsă. 10 probe de porumb trebuie să mă duc. De porumb. Uitați aici. 10 probe. Da. Eu știam ce provocare. Gata, și mai zbrângălim cu sticla asta. Ok. Ai uitați aici. Ok. Stai un pic. Elefantul bebe cu jambiere. Ok. Stai jos. Vino jos. Vino jos. Vino jos. Fii atent. N-ai voie să ne aici. Acum începe? Nu, nu așa. Da. Închide ochii. Nu, închide ochii, că n-ai voie, așa mai dași mânci mână. Și ce să fac? Hai, le mănânci, fete, ce ți le dau mână? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai, stai, să bată la cameră. Să vedem. Ia uitați aici. Asta este mișto film. Așa. Și acum, hai, dă-le pe gât repede. Trebuie să le mănânci. Dă-le. N-ai voie să te miști. Mi-a luat un vrei apă? Vrei apă? Ai voie, ai voie. Stați un pic, stați un pic. Ia, fiți atenți. Be repede apă. Nu, nu, nu. Stai. Ia suc. Cu asta poți să bei mai repede. Ha. Haide. Ha, nu se așa de picante? Hai, bea. Hai, bea. Ce te uzi, mă? Ce-a pus, mă, și în ăsta lămâie ce dă? Sare. Nu, mă, n-am pus nimic. Sau ai gust de la ăla. Ia, mă, apă, na, dacă mă enervezi. Ia, apă. Ia, mă, apă. Ce am mai pus, mă, frate, și în apă? Apă cu ori. Nu
Aoleu, ok. Aoleu, și-a dat seama, și-a dat seama că este... Aoleu, că este... Aoleu. Aoleu, și-a dat seama că este... Stați un pic, numai să revenim un pic. Ok, am revenit din nou, ok. I-am făcut farsa unchiul meu care v-am promis să dea dimineața. Așa, dați un like, zici că dă un like acolo. Dați un like sau două. Două n-are cum să dea unul, poate să dea. Ok, așa. Auzi, și dracu. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut farsa pe care am făcut-o unchiului meu, o să mai fac acest gen de farse și o să fac și cu Nicolas aici. Ok, o să fac și cu el. Așa, nu uitați dacă v-a plăcut acest video, să dați un like și să dați un share, un share prietenul vostru și un subscribe la canalul meu. În descriere aveți TikTok-ul meu și Instagram-ul meu și aveți canalul prietenei mele, Andreea Avram, tot în descriere. Așa, ea a făcut un daily vlog acum câteva zile, adică vineri, mi se pare, nu știu, apar și eu pe acolo. Dacă vreți să vă uitați la ea pe canal, să dați acolo și un like. Și vă pup și ne mai vedem. Pa, pa!